ea n-are servici, chiar dacă are CV bogat. Chiar dacă nu știu ce o rezervă, să nu intru în amănunte. Cât e? Ianuarie, februarie? Dacă ți închiriezi, te costă toate și la stilul lor de viață. Money, money, money. Și iau un salariu în februarie, dar la stilul lor de viață și al tinerilor. Și o chirie costă. Întreținerea costă, că iarnă. Money, money, money. Always money. In the rich man's world. Deci stai să vezi, trebuie să-și mai fac o mâncare și stilul lui de a mânca. Trebuie să fierbe orezul ăla, că ți-l face ea o dată de două ori, de cinci ori, după aceea să satură, înțelegi ce vreau să zic? Nu știu, tu mă vezi pe mine așa într-un hal fără de hal. Că numai atunci când pierzi ceva, știi să apreciezi. Corect. Deci de asta spun, lasă-i că am o star și marca cei huzuri. Nu-mi plac nici țățismele ei și stilul de a fi. Eu sunt o doamnă. Ce pula mea. Sunt total compromisă, asta au reușit să facă din mine, că nu-și dau seama, e partea a doua, dar nu-mi trebuie așa ceva, dar nu mi-am de gând să tolerez asemenea comportament în viața mea, în familia mea. Nu am nevoie de onoră care e la concurență cu mama băiatului. Ea și-a pus în gând să fie apartamentul și Robert pe numele Cavalt. Lată-l dracu de nebună. Eu știu că legea câțiva nu dă dreptul să împarți cei de la părinți. Am făcut noi și alte acte, nu crezi că ne-am bazat noi pe Robert. Văzând tiparul ei de comportament și de om, eu, știindu-l și pe el, pe băiatul meu, eu nu mă pot duce ca și sclav, preș, că să fiu atentă ce vorbesc, cum fac și nu știu cum, ca nu cumva să fie discuții între ei, să mă pomenească în ora mea cu ceva. Nu. Later that same evening. Mi-a zis și sora mea la telefon, proprietatea pe care o țin este pe numele meu și numai eu sunt vrednicul proprietar. Eu mi-a zis că pot să fac ce doresc eu, dacă doresc. Despre asta nu se vorbește, e periculos.